Imaginează-te, mergi la casino și ești plătit pentru a juca. Și orice sumă o să pierzi, nu contează. Dar atenție, chiar dacă câștigi, tot nu poți păstra câștigul. Ce ai face? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că capacitatea de a evalua într-un fel alternativ situațiile poate fi într-adevăr prețioasă pentru a atinge o performanță de top, de asta vorbim astăzi. Ce am descris nu este o fantezie, pentru că există niște oameni care într-adevăr sunt plătiți de la casino, să spunem 50 de euro, 100 de euro pentru seara, au banii de la casino și se joacă, pentru că așa creează pofta în ceilalți care sunt acolo să joace. Dar, evident, data fiind că se joacă cu banii firmei, dacă pierde nu se întâmplă nimic, dar evident, chiar dacă ar câștiga milioane de euro, tot ar trebui să-i lase acolo pentru că au jucat cu banii firmei. Ei, în orice caz, păstrează acea 100 de euro pentru serviciul lor. În cazul ăsta, e clar că percepția jocului schimba complet. La un moment dat, ok, dacă am câștigat mult, mă bucur pentru că a ieșit bine, pe de altă parte nu pot să păstrez nimic. Dacă am avut o pierdere spectaculoasă, oricum, bine, poate mă enervează un pic conceptul, dar tot nu se întâmplă nimic. Eu, la un moment dat, tot ies cu banuții mei, micuți, dar garantați. Eu m-am gândit, când am auzit de povestea asta, că, de fapt, asta este exact situația vieții noastre. Pentru că, la un moment dat, orice facem în viață, orice câștig, tot nu putem să-l aducem cu noi. Orice pierdere, tot la un moment dat, când ajungi la cimitir, nu contează. Tot ce ai câștigat în cursul vieții este acea micuță parte răsplată pe care o numim experiența. Și, de fapt, a pierde poate fi o experiență, a câștiga poate fi o experiență. E odată ce ne uităm la viață în sensul ăsta, tot într-adevăr se schimbă. Pentru că noi tot timpul avem o percepție foarte nerealistă, adică ne purtăm cum dacă am trăit veșnic și nu ne dăm seama că peste 5 minute am putea să nu mai fim pe aici. E, asta nu înseamnă să fii deprimat, înseamnă pur și simplu să înțelegi că în momentul în care orice faci, tot nu poți să-l aduci cu tine, pentru că orice câștigi din punct de vedere a bani, a cariere, a orice să fie, tot oricum se alege cu praful, singurul lucru pe care într-adevăr putem să-l păstrăm este experiența noastră, este capacitatea noastră de a valorifica momentul. Și, de fapt, asta ne pune să ne întrebăm ce într-adevăr da o semnificație vieții noastre. E clar că în legătură cu viziunea religioasă pe care are fiecare, fiecare găsește un răspuns. Evident că nu vi ofer pe al meu. Dar eu m-am dat seama că în momentul în care ne bucuram de experiența, orice să fie, deja creăm valoare. Și în momentul în care reușim să împărtășim experiența asta cu ceilalți, adică să creăm valoare. Eu deja am vorbit în trecut de conceptul este de a crea valoare. Deci de a ajuta sub o formă sau alta pe ceilalți, am găsit într-adevăr semnificația vieții. Eu mi se pare că intru în cartea Războiul pe Peloponezia, că lui Tucidides, se pare că Pericles spunea un lucru, adică ceea ce într-adevăr contează nu este ce rămâne scris în piatra, dar ce ai lăsat în inima oamenilor. Bine, eu cred că
acest concept de a profita de experiența, adică de a se bucura și de a înveța. Bucura nu e cuvântul potrivit. A înveța din orice experiență, pe cât de negativă, și a de lua oricum cu anumită detașare o altă experiență, pe cât de aparent pozitivă. Și, mai ales, de a împărtăși cu alții această experiență este într-adevăr cheia vieții. Și pentru a folosi o frază care ieri m-a ieșit bine și o repet astăzi, este un alt fel de a dansa cu momentul prezent. O zi bună în continuare!